Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine nu iubește bebelușii? Cine? Lugu, nu cred că există cineva care nu iubește bebelușii. Și, mă rog, cine nu iubește AC/DC? Mai puțin. V-ați gândit la o combinație? Bebeluș plus AC/DC egal ce? Da. Un muzicant, un muzician s-a gândit, care, mă rog, a devenit tătic recent, în urmă cu un an și jumătate, a înregistrat timp de un an de zile și a înregistrat bebelușul, plângând, râzând, scâncind, bucurându-se, fiind supărat, scoțând sunete. Ce fac bebelușii printre alte lucruri pe care le fac bebelușii? Și după aceea a montat din aceste scâncete Thunderstruck de AC/DC. Atenție, sunetul nu este dat mai sus, mai jos. Sunt doar bucăți din scâncetele, plânsetele, râsetele bebelușului și sună, mă rog, să vedem cât putem montate să difuzăm. Foarte bine. Așa. Deci... Da. Astea-s mustre din ce a înregistrat. Și totul e video, evident. Adică bebelușul e foarte simpatic. Și fiți atenți cum se dezvoltă. Și acum începe nebuneala. Eu zic că pare fericit, nu neapărat supărat. Da, e și un strănut acolo. Mai rezistați? Acum depinde cât de mult iubești bebelușii, asta nu neapărat spun. AC/DC. Orice mămică, orice tătic, orice bunic, orice bunic înțelege. Cred că e bine așa. La Luca s-a terminat deja. Da, de la un moment dat încolo. Ia, stai așa că are un schimb de... Totuși un an să stai să înregistrezi și după aia să tai sunetele. Cred că am făcut-o din pasiune totuși. Acum să nu, altfel nu se poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.